Eu nu strivesc corola de neuna lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea, în flori, în ochi, pe buze, ori morminte. Lumina altora, sub grumă vraja nepătrunsului ascuns în adâncim de întuneric, dar eu cu lumina mea, sporesc a lumii taină și în tocmai cum cu razele albe luna, nu micșorează, ci tremurător mărește și mai tare taina nopții. Așa și îmbogăsesc și eu întunecata zare cu largi fiori de sfânt mister. Și tot ce neînțeles se schimbă neînțelesuri și mai mari sub ochii mei, căci eu iubesc și flori, și ochi, și buze, și morminte. Dragii mei studenți, dumneavoastră acum ați audiat poezia care se numește Eu nu strivesc corola de minunea lumii, a lui Lucian Blaga. Eu special am început această lecție cu această poezie, deoarece eu țin minte când am fost la bacalaureat, când mă pregăteam să susțin examenul de bacalaureat, eu am învățat această poezie și mi-a trebuit câțiva ani la filozofie ca eu să înțeleg profunditatea acestei poezii. Și astăzi eu am să încerc să vă arăt aceste zone care sunt mai profunde, aceste zone care sunt mai speciale, care sunt legate de filozofie, a acestei poezii, a lucrării lui Lucian Blaga. Astăzi, selecția noastră o să fie dedicată marelui filozof român, care dumneavoastră deja ați înțeles că este filozofia lui Lucian Blaga. Născut în județul Alba, el a studiat la școală, după care el s-a dus și a studiat la Viena. Filozofia a apărat doctoratura sa în Viena, după care a fost numit ca ambasador prin potențial în Lisabona. El a fost diplomat. Reîntors în România, el a început activitatea sa de mulți ani, el a predat filozofia și anume el era foarte interesat de filozofia care ținea culturii și această muncă pe care el a avut-o în domeniul didacticii a făcut ca el să creeze foarte multe cărți ca să îi explice anumite probleme cheie care sunt legate de filozofie, ce este moarte, ce este viață, ce este fericire, ce este libertatea omului. Și el a găsit un mod al său unic și inedit. El a făcut, practic, o realizare incredibilă de mare în comparație cu foarte mulți alți filozofi români. El a făcut un sistem integru al viziunii și în acel sistem el a încercat să răspundă la aceste întrebări și fiecare persoană poate să găsească aceste răspunsuri undeva întrebându-se pe sine în momentul când el citește sau se apropie de această viziune a lui Lucian Blaga. Noi astăzi o să vorbim despre doar anumite momente ale acestei filozofii, fiindcă ea este foarte largă. Da, ea deține 15 volume care se numește Teologiile lui Lucian Blaga și este împărțită în 4 zone, în cosmologie, în axiologie, în cunoaștere și pentru ca să înțelegeți mult mai profund aceste zone este nevoie de foarte mult timp. Noi astăzi o să atingem doar anumite elemente din filozofia lui Lucian Blaga și această poezie o să fie un fel de cheie pentru ca să deschideți o, să zicem așa, o mică încăpere a unui edificiu foarte mare care se numește filozofia sau filozofie ca sistemul lui Lucian Blaga. În primul rând vreau să spun că Blaga susține că destinul omului se află în cunoașterea și trăirea misterului. Misterul pentru Lucian Blaga este un element foarte, foarte sensibil și foarte puternic. Este undeva echivalentul a ceea ce Platon numea idee sau Leibniz, el numea monadă.
Adică în jurul acestui element mister și un alt atribut sau un alt element al acestei filozofii, care este marele anonim, în general planează filozofia lui Lucian Blaga. Atunci când omul este deposedat din zona misterului, viața lui se transformă într-o viață plată și deseori nebogată, fără esență, fără anumite sensuri. Misterul, de fapt, este un element al culturii, fiindcă cu ajutorul acestui element al misterului, omul se depășește pe sine și el intră într-o altă rezonanță al existenței. Și pe parcursul acestei lecții, dumneavoastră, o să înțelegeți cum se poate de transpus sau cumva de ajuns la aceste trăiri care sunt existențiale ale misterului. Cum am spus, această formă de mister este o categorie a lui substanțială care arată ontologia. Ontologia este domeniul care arată de ce există, cât și gnoseologie, cum noi putem cunoaște aceste elemente. Spre exemplu, noi o să luăm un simplu pix și imaginați-vă că acest pix este dăruit de către o persoană foarte apropiată mie. Și această persoană apropiată mie a fost un cadou pentru anumite realizări sau într-o anumite condiții sau contexte speciale. Pentru mine, acest pix, iată, aici are o altă informație, fiindcă eu când ating acest pix, mie automat la mine se duce la acel moment, la acea persoană care este apropiată mine și eu simt acel pic un pic altfel decât o altă persoană care nu știe vis-a-vis de acest pix. Și această zonă de deschidere, de trăire, de cotrăire, această plus cunoaștere vis-a-vis care este lipită de pixul ăsta, el generează o anumită trăire. De aceea și spune filozoful că prin anumite zone a culturii noastre, noi putem să penetrăm acest pix și să înțelegem mai mult vis-a-vis de anumite obiecte, anumite fenomene din zona culturii noastre. De exemplu, o floare care este dăruită a unui îndrăgostit către îndrăgostită, asta nu e reprezintă doar o simplă plantă care este crescută undeva în grădină sau cultivată. Aceasta este mai mult decât o floare. Aceasta este o deschidere, poate să fie. Aceasta este o legământ sau o legătură cu persoana iubită. Deci floarea ea își pierde conținutul ei biologic și se îmbogățește de un alt conținut care este mai mult metafizic, este un conținut al subiectului sau al acestor două subiecti, care, da, mai departe, că această floare, ea poate fi un simbol al întâlnirii, de exemplu. Și nu este doar o simplă floare biologică, dar este un simbol. Și persoana care are multe astfel de simboluri, ea este cu mult mai bogată și are legătură cu anumite momente din viața sa. Deci, omul trăiește în două dimensiuni. El trăiește într-o dimensiune al unui orizont al lumii date, adică când noi vorbim de orizont al lumii date, da? Noi vorbim despre o anumită zonă care noi vedem această floare cu senzațiile noastre. Da? Noi vedem această floare cu senzații. Și acest orizont al lumii, el deschide doar o parte din realitate, fiindcă ontologia se ocupă de multitudinea de existențe. De aceea, cu ajutorul senzațiilor, cu ajutorul percepțiilor și cu ajutorul anumită forme de gândire, noi descoperim, da? Iată, de exemplu, această floare, noi descoperim, da? Obiectul florii. Și alt orizont se numește orizontul misterului, care noi, datorită culturii, avem diferite elemente care sunt ale acestei. De exemplu, iubirea este un orizont al misterului, fiindcă, din punct de vedere
biochimic, noi putem să analizăm sângele unui îndrăgostit. Și nouă ni s-a dat foarte multe informații vis-a-vis de comportamentul lui, poate de anumite neurologii sau testări sau rezultatele a testărilor. Noi putem această floare, multe lucruri, cum am spus eu, să ne uităm, dar orizontul misterului, asta reprezintă un fel de plus cunoaștere a ce semnifică floarea și este un fel de altă floare care există în orizontul culturii. Și acest orizont al misterului deține foarte multe elemente simbolice care la rândul lor formează un fel de corolă, un fel de mărgele, da? Care această cultură o deține și nu o deține la nivel de obiect fatic, adică floarea aceasta pe care eu o pot pune mâna, dar este elementul conotativ, este elementul interior al subiectului, ce rezonează, da, în interiorul sufletului său, în interiorul sinelui său, când el vede această floare. Și aici se descoperă, de fapt, că omul este compus nu doar din senzații percepții, el este compus și de anumite forme intuitive, este un fel de intuiție, care este mai mult decât senzații percepții. El, această intuiție se duce, iată, în zona, undeva în zona metafizicului acestui element care este floare. Însă, această floare, care este la nivel metafizic, noi nu putem să cunoaștem într totul sau să cunoaștem absolutul acestei flori. Deoarece noi, ca oameni, suntem finiți. Adică absolutul nu este dat omului care este o ființă finită. Asta ne-ar fi distruge pe noi. Fiindcă noi putem să cunoaștem doar uman realitatea. Și subiectul, el poate să înțeleagă doar în lumea lui de subiect anumite elementele acestui corol. Și aici, la limita misterilor, există o formă, iarăși metafizic, care se numește Marele Anonim. Marele Anonim. Care este un fel de cenzor pentru noi ca să cunoaștem această floare în adâncurile ei, în absolutul ei. Cum am spus, această informație ne-ar fi distrus pe noi ca subiecți umani. Tot în contextul ăsta, cumva să fie mai clar, Lucian Blacă introduce raportul subiectului vis-a-vis de mister. Da? Ce ar semnifica lucrul ăsta? Asta ar semnifica așa. Noi avem plus cunoașterea care reprezintă deschiderea obiectului pentru acel element simbolic și trăirea subiectului cu acel element simbolic. Din punct de vedere, așa să spunem, metaforic, ca imaginație pe această foaie, eu o duc la limită. Adică dumneavoastră o să vedeți doar, poate, o linie albă. Când este plus cunoașterea, acel mister, el parcă se deschide pentru noi. Așa? Și atunci când, de exemplu, voi o să vedeți o persoană care pixul ăsta îl ține și pentru dus, e foarte important pixul ăsta și o altă persoană întreabă, dar ce ții? De ce te ține foarte mult pixul alături de tine? Sau de ce tu ai porți o anumită, nu știu, o reprezentare a pixului odată? Persoana o să începe să-ți explice ție că, de fapt, este tatăl care poate o deceta sau poate este în îndepărtări. Și pentru tine, acel pix începe să se deschidă ca element simbolic. Există și procesul invers, care se numește minus cunoașterea, când pixul ca element simbolic, el parcă dispare. Și atunci, ca simbolic, omul uită de acele elemente care sunt subiective, de trăire a acelui pix. Da? Și este un punct care este finit, care se numește zero cunoaștere, când subiectul, el vede doar pixul în față, fără acel element de plus adaos.
Lucian Blaga mai introduce încă un element important, care se numește tipul de cunoaștere. Este cunoașterea paradisiatică, care este floarea o vezi prin senzații și percepții, dar este și cunoașterea luciferică, care penetrează acel element al senzației, al senzațiilor, al florii însăși și se duce în orizontul culturii, în orizontul cororii de misterie. Și sunt două forme de cunoaștere, care ele sunt distincte. Și aici Lucian Blaga, el de fapt anunță un lucru foarte important pentru noi. Din punct de vedere cognitiv al cunoașterii, noi oamenii trăim în întuneric. Și noi avem posibilitatea doar a două forme de lumină care este. Prima formă de lumină care poate să ne aducă zona aceasta și care este foarte mult adoptată de către știință, este lumina care mai departe el undeva o seamănă ca o lumânare. O lumânare când e, că imaginați-vă că noaptea, dumneavoastră mergeți pe drum, vă nu vedeți în apropiere și când dumneavoastră aprindeți o lumânare, la un moment dat, zona care generează această lumină, voi o vedeți foarte bine și ochiul se adaptează la lumină care este apropiată, dar el pierde din posibilitatea de a vedea mai departe. Și a doua formă, care este de acea luciferică, când noi stingem această lumânare și mai departe ce se întâmplă? Ochii încep să se readapteze la lumina lunii, la lumina stelelor și voi o să vedeți cu mult mai bine o îndepărtare. Și această îndepărtare face ca noi să vedem elementele astea culturale. Elementele care sunt foarte importante pentru noi și, cum am spus, din state, ele sunt elemente substanțiale pentru ca să viața noastră este plină. De ce? Noi când suntem îndrăgostiți, dacă o să întrebăm știința, știința o să aprindă un muc de lumânare, de lumină și tu o să știi ce fel de mecanisme biologice se întâmplă în corp, la nivel de comportament, la nivel de cuvinte, etc., etc., etc. Dar prin asta se pierde elementul specific al subiectului când el este îndrăgostit. Fiindcă asta este un element metafizic, este un element mai mult decât ne poate oferi vederea noastră. Asta este, îndrăgostirea este, sau dragostea, iubirea, este un element al trăirii subiectului și doar al lumii lui, care este civilizația și știința, care este undeva legată de civilizație, ea răspunde de elementul acestei zone. Ea răspunde de elementul securității și al producției noastre, al unui numit optimizare obiectuală care ea. Dar filozofia, cultura, ea răspunde de aceste elemente. Și Lucian Blaga, el foarte mult accentuează că, datorită unor supraexagerări a importanței științei, se pierde acest orizont al omului și prin astfel el parcă se deconectează de niște trăiri care sunt destul de importante. Cu alte cuvinte, când noi avem o anumită dificultate, o anumită problemă, noi în loc să înțelegem înăuntru nostru care este esența acestei probleme, ca la un moment dat să accepți că există această dificultate ca un fel de dat. Ce face omul? Omul se conectează la anumite cărți, el se utilizează internetul ca să găsească ce oamenii de știință, ce fel de ecuații poate să ne ofere nouă, ca noi să rezolvăm anumite dificultăți sau anumite probleme în viața noastră. Fie de moartea unei persoane, fiindcă este absolut normal ca noi, de exemplu, să avem tristețe profundă, ca să avem elementul ăsta de doliu. Și cultura aici
Ea ne susține pe noi în aceste elemente de doliu. Este procesele sale pe care îl face ca noi să ne găsim undeva pe noi înșine, prin meditații pe care le avem în momentul, de exemplu, al morții, în momentul dragostei, în momentul întâlnirii acestei flori. Și știința, ea dorind să facă rapid elementul ăsta progresului, nu-ți oferă ție multă posibilitate ca să meditezi. Dar tu trebuie repede să ieși din stările acestea de conexiune și să fii undeva productiv, undeva într-o formă de, sau să generezi o anumită formă de securitate. Fie cumperi o mașină, fie cumperi un apartament sau cu totul altceva. De aceea este un pericol din partea aceasta al științei. Și aici, în acest context, în acest context din două lumi paralele, aceea filozofică-culturală și aceea științifică-pragmatică, Lucian Blaga ne atenționează pe noi că aceste lume care este filozofică și metafizică ne oferă nouă o profunditate a existenței noastre. Cu toate că este undeva, este elementul generator de frustrări și anumite lucruri care poate că sunt inconvenabile din punct de vedere al practicității. Și aici, ca să închei toată formula pe care, sau formulele pe care eu le-am generat astăzi, eu aș dori undeva să mai recit încă o dată poezie Eu nu trebuie corola de minune a lumii, ca dumneavoastră să înțelegeți schema gândirii lui Lucian Braga. Eu nu trebuie corola de minune a lumii și nu ucid cu mintea tainele ce le întâlnesc în calea mea, în flori, în ochi, pe buze, ori morminte. Lumina altora, sub glumă vrajă nepătrunsului ascuns, un adâncim de întuneric. Dar eu cu lumina mea, sporesc a lumii taină. Și întocmai cum cu razele albe luna nu micșorează, ci tremurător mărește și mai tare taina nopții. Așa îmbogățesc și eu, întunecată zare cu lungi fiori de sfânt mister. Și tot ce neînțeles se schimbă în neînțelesuri și mai mari sub ochii mei, căci eu iubesc și ochi, și flori, și buze, și morminte. Iată aici această poezie a lui Lucian Blaga, ea ne spune despre câteva momente care eu astăzi deja am vorbit. În primul rând, ea spune despre mister, care formează un fel de corolă a lumii. În al doilea moment, el spune că există acea lume științifică care, dacă aprindem lumânarea, noi foarte bine putem să vedem în aproape, dar se stinge la noi, practic, în depărtare. Și Lucian Blaga spune că el susține acea lumină luciferică în care se vede în depărtare greu, dar se vede în depărtare. Și noi nu putem să cunoaștem cu ajutorul ochilor elemente foarte sensibile acestei lumi. Noi putem doar să iubim, doar să acceptăm în interiorul nostru aceste simboluri. Și el undeva spune că această filozofie sau cultură sau filozofia culturii pe care el o susține, ea deschide omului calea nu spre cunoaștere detaliată și pragmatică a realității, dar este o cale care e mai mult decât atât. Este o cale de regăsire a omului în acele elemente sau substraturi care sunt metafizice, simbolice, bogate pentru noi. Să ne întrebăm de ce noi iubim. Noi să ne învățăm a iubi și a accepta lucrul ăsta. A accepta suntem vulnerabili. A accepta anumite dorințe de ale noastre și să nu căutăm cauza și efectul, ci să primim aceste lucruri. Mulțumesc foarte mult! O zi frumoasă!